Salut, camarazi! Uite, mă aflu în Cismigiu, lângă o salcie care plânge. Filmez aici, că nu e vânt, știi, că bate vântul în microfon și nu puteți să mă auziți. Stai să verific dacă merge. Merge. Hai să vă spun o poveste destul de fascinantă astăzi. O să vă spun despre un om, chiar care a greșit ca orice om, probabil că are și un pic de sadism în ADN-ul lui. O să vă vorbesc despre Marius Sampar, asasin periculos, adică ștampila ca asasin periculos. A avut 6 crime la activ. În 1997 a fost condamnat pentru 6 omoruri deosebit de grave. Eliberat acum 2 ani, în 2020. A fost eliberat de o judecătoare de la tribunalul Mehedinți, la Pârnaie funcționează telefonul fără fir. Înaintea lui fusese eliberat de aceeași judecătoare, de aceeași complet, fusese eliberat celebrul Turnagiu, care și-l avea 4 crime, care după eliberare s-a luat de o fată, a vrut să o violeze, până la urmă au fost arestate, s-a spânzurat, deci o viață distrusă, are frânte, greșeli omenești, nu știu ce să zic, probabil că avem în ADN-ul și răutatea, l-avem și pe diavolul noi și pe Dumnezeu. Cei de la Pârnaia, de la Drobeta, Turnul Severin, au considerat că s-a reabilitat și au fost de acord cu liberarea lui condiționată după 24 de ani de detenție. Prima dată fusese condamnat la închisoare pe viață. I s-a transformat sentința în 25 de ani de pușcărie. Așa a reușit după 24 de ani să fie eliberat de penitenciarul de la Drobeta, Turnul Severin. A muncit și în Pârnaie și a văzut de treaba lui, dar, cum să zic, a mai avut și niște greșeli, dar dacă ți-ai pedepse în Pârnaie, sancțiuni, le poți îndrepta prin, dacă ai fost sancționat, le poți îndrepta prin participări la cursuri, prin puncte acumulate, ieși până la pocăiți, până la toate astea și se anulează pedepsele. Din 2014 nu mai a avut abate, cei cu cele mai multe crime nu sunt bine văzuți în Pârnaie. Sunt, ca să zic așa, luați la ochi, nimeni nu vrea să stea cu unul cu 4 sau cu 6 crime înăuntru, înțelegeți? Dar mi s-a întâmplat să văd și la Giurgiu și în altă parte că își luau palme, își luau înjurături, șuturi în fund și nu aveau nicio reacție. Deci probabil că într-o euforie de-asta criminală săvârșesc crimele, să zicem ca o beție a sângelui și după aia devin mielușei, pentru că foarte șu am stat cu unul cu o stică la Jilava, avea 4 crime și omorâse nevasta gravidă, pe socrusu și pe soacrusa. Era ca un mielușel bun, mi s-a întâmplat să văd că la anumite discuții se înroșea ca o fată mare, deci probabil că și într-un individ ăsta care face mai multe, a comis mai multe crime, mai rămâne totuși o fărâmă de dumnezeire, zic eu. Costică ăsta de care vorbesc era necăutat, nu mai avea pe nimeni și e cel mai urât la pușcărie și majoritatea sunt necăutați, înțelegeți? Deci când venea ziua de cumpărături, Costică avea și el 2-3 barosan pe acolo, în celulă, că era în celulă de pe secția 4, o celulă de 17 oameni și căra și el gențile la un barosan și îi pica și lui o pungă de cafea,
cu un litru de ulei, o conservă de pește, o conservă de carne, o bucățică de cârnat, deci fie sau un chil de ceapă, fiecare s-aranja și el acolo și așa. Dacă căra traistele la Barosan, la aia cu bani, îl întreba la ce vrei să iei, păi iam și mie un chil de banane, iam și mie o conservă, iam și mie o bară de salam, cum se zice acolo, referitor la Xampar, au zis că s-a resocializat, dar era vrăjeală. Nimeni nu se resocializează în pârnaie, asta e o minciună. De fapt, judecătorii și procurorii care l-au pus liber pe Xampar, dacă ieșea Xampar afară și m-au omorat 5-5, erau fericiți că îi mai dăteau o dată pe viață, știți? Nu e, asta cu resocializarea e o minciună. N-are cum să fie resocializat. De cine să resocializeze? Criminalii, hoții, tâlharii sau escrocii? Că tot sistemul justițiar în România e corupt și putred. Și Ministerul de Interne e corupt până la măduva oaselor, și ANP-ul, Administrația Națională a Penitenciarilor, și directorul de pârnăi, și vicedirectori, și comisarii, și tot cine vreți voi, toți sunt corupți și sunt putred. Tot sistemul justițial în România e putred. Asta că cei care au făcut crime nu mai greșesc e o vrăjeală. Xampar poate oricând să omoare încă unul sau cinci, pentru că la el e un fel de graniță. În momentul când ai omorât un om, poți să mai omori 100, nu mai contează. Știi, s-a rupt o barieră în creier, înțelegeți? Și a făcut niște fapte abominabile, a omorât ori boschetari de ăștia care n-aveau casă prin canale, ori au omorât oameni bătrâni, au omorât cu un complice, o babă la otopeni, pentru ce credeți? Pentru o oală de sarmale, pentru îmbrăcăminte și pentru câțiva lei. Deci, nu știu ce să zic, mi se pare o chestie de 2 bani să-ți iei 25 de ani de pușcărie pentru o oală de sarmale, pentru câteva țoale și pentru câțiva lei, că mâncare putea să cerșească la biserici și dătea lumea și sarmale și picior de pui și orice, așa, dacă îi dătea și bani, deci n-avea de ce să o moară o babă sau un moș sau pe aia care a omorât prin canale, a omorât și pe aia iurea. De fapt, el a locuit mai mult prin Canare, a omorât un boschetar în parcul Iure, a judecătoarea care l-a liberat e aceeași, cum v-am zis, care îl liberase înaintea lui pe Turnagiu cu 4 crime și la pârnaie merge telefonul fără fir, dacă unul care are pe viață și aude că altul care a fost liberat în speță Turnagiu a fost liberat de judecătoria Mehedin, s-a dus și el acolo și a fost liberat și el. Sau era probabil că justiția vrea să facă un experiment cu el, nu știu. Oricum, a fost și la regim deschis, a muncit liber prin pârnaie, de multe ori a declarat că nu are nicio remușcare pentru 6 crime, deci probabil că memoria lui a șters crimele alea din ea. Cum să zic, pentru mine e ceva abominabil, e o aberație, că putea mai bine omora un bogătan, să zicem așa, dar și asta e tot o aberație. Oricum, el a omorât niște amărâți care erau amărâți și ei. Și el era amărât și ea. El s-a născut în comuna Balotești, de lângă București. În copilărie a colindat mai mult prin București, pe străzile din București, decât să stea cu părinții lui. Deci v-am zis că a trăit în canalele de la Gara de Nord, cum mai ședeau câteva sute de inci pe acolo, cum ședea și celebrul Bruce Lee care îi conducea. Spunea odată Xampar că a comis 230 de tâlhării și furturi, nu mai ține minte, fiecare zi făcea o tâlhărie sau un furt.
Deci pentru mine e un destin distrus, niște aripi frânte, de fapt jumătate din existența lui pe pământ a stat-o prin pușcării și dacă mai greșește o dată, probabil că o să moară în pușcărie, cum a murit și celebrul Gigi Boeru, care era cel mai mare șmecher, umbla cu portbagajul mașinii plin cu bani după lovitura de stat din decembrie 89. Și după aia eram lângă el când a murit, să pișea pe el, ce mai, era o epavă, știi? Eu zic că mai bine să aveți bani mai puțin, să mâncați două cifre mai puțin, dar să dormiți pe perna voastră, să nu vă lăsați implicați în treburi de-astea, că așa zis și bombardier, mulți dintre ei mor cu pușcării, știi? Sau bombardieri, becheri, tot ce cred ei că sunt. Mulți au terminat pe pușcărie, așa că mai bine să mori în patul tău decât la pușcărie. Camarazi, v-am spus o poveste despre Marius Xampar, sper că v-a plăcut. Rămânem împreună precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!